Dacă vrei să-ți cumperi cele mai ieftine și cele mai șmechere jocuri, intră chiar acum pe neba.com și folosește codul Bergea pentru 3% reducere. Gata, am început din nou. Vino și tu mai așa, dragii mei prieteni, pentru că data trecută v-a plăcut foarte mult clipul cu Kirsiu. Nu mă așteptam, a plecat slăbuț, da, a plecat slăbuț și când mă uitam, acum avea 280.000, 300.000, mă uitam, băi frate, stai puțin că le place. Și haideți să încep și acum 10.000 de like-uri pentru că suntem aici împreună cu Betty și o să avem din nou o provocare foarte grea. Ia uitați ce avem aici. Am luat de la Barbacoa din Craiova, în caz că nu știți, numărul 1 în burgeri. Deci, dacă veniți în Craiova, ascultați-mă și mergeți pe recomandarea mea și duceți-vă la Barbacoa în Craiova și luați-vă un dublu cheeseburger. Nu, luați-vă cu crispy. Sau unul simplu, nu, dublu că e prea mare, pentru că eu mi-am luat dublu și nu o să pot să-l mănânc. Astăzi facem un super challenge, ia fiți atenți ce avem aici. Avem așa o porție de cartofi. Deci, atenție, este un video cu un puternic impact emoțional, deoarece o să vă las sigur apă. Ia să vedem ce avem aici. Aici este crispy-ul lui Betty. Ia fiți atenție și cum arată. Bă, deci arată foarte bine și sunt foarte bune, proaspete, deci pe bune. Eu când vreau burger, mănânc doar de aici și sincer îmi place maxim și aici avem, ia uitați, tancul sovietic. Fiți atenți și voi, aici este vită pură. Mamă, cum arată de bine, este imens de mare. Deci este incredibil de mare și de asta vreau 10.000 de like-uri pentru că facem nou concurs de mâncat. Ia o să aibă acest crispy care este mai mic decât dublul meu. Aici avem sos, avem cartofi, avem aici hamburgerii. Sincer, o să fie un challenge foarte greu pentru că niciodată nu reușesc să-l dovedesc acest dublu cheeseburger. Este, da, cu vită. Și acest dublu vită. Miza? Miza, nu știu. Facem pe... Fii atentă. Facem pe 100 de euro. Banii jos, 100 de euro, am pus-o. Deci pe 100 de euro, că-mi permiți. S-a pus bursa mea. Pe bursa e de la facultate, așa că băieții, foarte multe like-uri, deci fii atentă. Ca să se vadă, aici avem burgerul. Mamă, bă, deci e imens, deci nu știu dacă pare, dar e cât doi pumni de-ai mei. Și sincer, chiar îmi place. La 10.000 de like-uri o să fac cu Betty cu șaorma mare. Bine, eu o să iau mică. Ea este mai mică și de asta facem direct proporțional, știi, mâncarea cu greutatea, ca să fie treaba. Am pus cartofii, puneți-i și tu acolo. Aici avem, am luat decât un sos, îmi pare rău. O să fie nebunie. Așa că, iubire, sper că ești pregătită. Mamă, cum arată, deci trebuie să fac așa o poză, că zici că e pictat, frate. Deci uitați-vă și voi cum arată. Mamă, e pictat, frate. Wow. Așa, hai să începem, sper că ești pregătită. 3, nu. 2, 1 și... Mamă, fiți atenți. Vai de mine. Deci, ca să vedeți și voi cum arată. Lasă și tu aia cu deșertele în jos, că o să avem nevoie de ea. A, deșertele, uitați-vă și voi. Băi, e pictat. Mamă. Arată mai bine ăsta. Și este mult mai bun. Mamă. Mamă, băi, dar e foarte greu de mâncat. Este foarte mare. Deci vreau multe like-uri, că vă plac ăștia cu Betty. Cu Betty, dacă v-ați prins de jocul de cuvinte. Deci chiar vă plac aceste clipuri. Bă. Deci pe bune că la mare meserie. Eu vă jur, sunt mâncător de burgeri. N-am mâncat pe niciun de burger mai bun. Dar mănâncă mai încet. Și nu cred că poate să-mi zică cineva care a mâncat aici că nu e bun. E imposibil. Toată lumea care a mers pe recomandarea mea mi-a zis că este numărul 1. Cine e din Craiova, da, să meargă acum, să-i încerci pe amândoi. Nu, cred că poate pe amândoi, este prea mult. Nu, dar pe rând măcar. Pe rând. Nu deodată. Nu, ai cum e. Să vedem... Băi, vita asta, acum o oră, cred că dădea din coadă. Mamă, eu trebuie să mă grăbesc că are mult mai puțin decât mine. Mamă, eu am și ce suc, eu dacă nu-mi bag cu suc, nu pot să mănânc. Proteină pură. Dacă faci și sală, e numărul 1. Mai ales în creșterea masei musculare. Aveți calorii bune, proteină, carbohidrați toți. Stai puțin. Ce să faci la 1.000.000 de abonați? Nu știu ce o să fac. Băi, știi că am promis că îmi fac un tatuaj de mult. Gen, eu eram mic și pe un video de GTA am zis
ca la 1 milion de abonați să fac un tatuaj și încă nu știu ce să fac, frate. Ia să-mi lăsați voi în comentarii, bă, bă, ce, uite, să faci țaba aia. Mm. Așa, și o altă variantă care ar mai fi. Bă, asta cu barba e fumată deja. Dacă vreți, îmi dau și barba jos, dar... Betty nu vrea. Dar dă-te și tu mai așa. Asta că dă eu camera puțin mai așa. Vezi-o? Da. Păi vezi că avem și în plasă șervețele. Folosește-le. Bă, deci deja am mâncat nici jumate și nu mai pot. E foarte mult, frate, e foarte multă carne. Deci credeți-mă că... Cred că e undeva la 300 de grame doar carne. Mmm. Este foarte consistent. Da, ți-vă și voi aici. Mamă. Poți să ții barba, adică să nu crești. Mamă, dar... frate. O să-mi fie mie foarte greu să mă obișnuiesc cu tine așa, fără. Oh, când crește. Sper. Mamă. Concurs de mâncat. El spune că o să-și facă tatuaj. Sincer, am vrut să mai iau de mâncare. Dacă nu cunoșteam, mai luam. Dar nu poți, frate, nu poți mai mult de un dublu, n-ai cum să duci. Stai puțin că te zic, el zice că vrea să-și facă tatuaj, dar când a fost ultima dată să-și facă analize, mai că a murit. De la un ac, dar la 12 ani. M-a lăsat. Mm. Am fost să-mi iau, să-mi fac analizele înainte să mă opresc și am lăsat acolo. Pentru că am fobie de analize. De începutul așa n-am. De vaccine, de chestii de genul. Dar când mi iese sângele din mine, gata, mor. Mm. Mm. Vai. Băi, numărul 1. Eu în timpul liber mai sunt și îmi place să mănânc, știi? Bă, pe canalul ăsta aveți de toate. Mai am să mai fac și vloguri de la fashion. Vloguri cu politică, dar alea nu cred că e cazul, că nu mă pricep. Și de la cu cripto și educație financiară și cred că pe canalul ăsta le-a zis pe toate. Muzica ați văzut, mașini, gaming, vloguri, farse, clipuri emoționante. Dacă strângem mai mult de 10.000 de like-uri la acest clip, fac eu cumva și-l conving, nu mai vorbit, eu vorbesc cu ei. Și-l marchiam, îi punem o perucă și-l punem să filmeze o zi întreagă numai așa. Nu. Ba da, voi dați like-uri, că mă descurc eu cu el. Te văd aici. Să-l prim pe unul după aceea, că se dă la mine, a? Păi, după ce filmez, se demachiez. Păi da, dar genul toată ziua te stau așa cât filmez. Păi cât filmezi, cine te vede? Nu pot, nu. Ba da, voi dați like-uri că mă descurcă pe el. Mi-e frică. De ce ți-e frică? Dacă dau de un desen roșie și mine? N-are cum că după intervin eu. Bă, tu cum ai acolo? Mamă. Mai am puțin. Trebuie să-i dau banii. Puțin, în mod... În mod ironic că mai am de fapt. Na, nu-i dau banii când e vorba de bani. Na, mai rău. Dacă s-a făcut 3 euro, sunt 500 de lei aproape acum. Da? Chiar că la mare meserie burgerul ăsta. Potolește-te, nu mai mâncă atât de repede. Bă, tu mai e, frate, tu știi că mai e. De data viitoare. Promit, dacă strângem peste 10.000 de like-uri, că luăm shawarma, că cu Betty nu știu, n-am făcut niciodată cu shawarma, nu? Nu. N-am făcut. După rom și pizza, n-avem multe posibilități. Da. Până ne facem cât bahaduri și mai avem loc în cameră. Păi să știți, bă. Dă viață, ia. Săracu. Bă, problema și scăzi, că nici n-am mâncat nimic astăzi. Și da, ai crede că ți-e mai ușor să mănânci, nu, că te umfli în burtă imediat. Mam. Trebuie tot? Tot? Tot, da. Mai dau puțin din pâine asta și nu pot. Bă, ce faci? Lasă-mă mănânc după la sfârșit, nu te băga tu. Bine, mam. Dă-te mai încolo, nu mai pot. Loc de tine. Te rog frumos. Deci deja este, bă, deci este prea multă carne. E fent. Doamne, ce bine. Da. Bă, e unul pe TikTok, unul de, e de culoare. Că, na, că dacă zic negru, se supără cineva. Nu, e un... Bine, eu n-am mica cu mine, care îmi place. Și e unul, e un culturist.
Seamănă cât de cât cu Ronnie Coleman. Nu, nu, dar seamănă. Bă, deci voi știți cum poate să mănânce ăla? Își pune pe aici un microfon, bă, și când mănâncă, bă, cu poftă așa. Cred că știți de pe TikTok. Da, omul e monstru, are brandul cât capul meu. Dar mănâncă... Bă, și când mănâncă așa cu o poftă, bă, și când râgâie... Bă, deci parcă îți face și ce poftă. Mm. Nu știu cum îți apar ție ăștia. Ce? Nu știu cum de ție îți apar ăștia. Uite, de exemplu, în culturism, Ronnie Coleman este preferatul meu și este și îl consider cel mai bun din istorie. În fotbal este Ronaldo. Pe normal. Nu se poate. Și în actorie? Da. Și în actorul meu preferat? Nu, dar aia, încă nu-mi lasă. Ia uite, am lapsus. Taci, nu spune nimica. Vezi, mi-a lăsat niște Al Pacino. Și De Niro. Da, dar Al Pacino parcă îți ajunge așa la suflet. Mai repede, nu știu. Da, și De Niro îmi place. Nu, eu sunt mai mult de generație veche, băieți. Mie îmi plac actorii mai bătrâni. Filmele mai vechi, mie nu prea-mi plac filmele noi, jur. Deci dacă mai dau un film nou, nu prea-mi plac filmele noi, nu prea mă mai pasionează, prefer nu, să mă uit la filme vechi. Îi dați să se uite la Nașu, da. La toată seria cu Rocky și care mai e? The Irishman, parcă? Da, mi-a plăcut mașul da. The Irishman. S-ar uita non-stop. Pe bune. Și Pianistul, să nu uităm. Da. Filmul meu preferat este Parfum de Femeie. Lasă, și mai e Lista lui Schindler. Mamă, și ăla, frate, mi se pare, am plâns de m-am spal la filmul ăla. Eu plâng foarte mult pe la filme, sunt foarte emotiv. Iar serialul lui preferat este Breaking Bad, corect? Mhm. Îl cunosc mai bine decât cred că se cunoaște el. N-ai cum. Mamă, bă, nu mai pot. Deci, mai am foarte puțin și am ales foarte puțin și mi-e greu deja. Încerc să-i fac loc, mamă, dar mai pot. Încerc să-i fac loc, dar nu pot, frate. Hai, bercica. Concentrare. Dar nu e corect că are mai puțin, frate. Și am un stomac mic de furnicuță. El fusă le ia, putea să-și aleagă un anumit, dar el nu, îl luă dublu. Ce farmec avea. Au, nu mai pot. Nu, dar apreciați-l. Oricum ar fi, că mie mi-a luat mai puțin și el și-a luat mai mult. Au, pe care de fiecare dată. Da. Deci mi s-a făcut pielea de găină, jur. Nu mai pot și când mă gândesc că trebuie să mai mănânc... La următorul om și urmă. Da. Deci eu până acum te-am învins de fiecare dată. Da. Hai! Da. Prea le-am eu cu mâncare. Bă, nu mai pot. Nu. Mai. Pot, deci mi se face pielea de găină, deci parcă m-a luat cu oazmețeală, așa. Vrei să mai luăm o pauză? Nu, fără pauză. Hai, bercica. Deci tremur, jur, deci parcă dă cum ne-am fund acum. Că le ceru 10.000? Eu știu că la mai mult de 10.000 te maghiez? Nu. La 10.000 de dracu facem cu șaurma. Bine, la 15.000 îmi maghiez. Nu mă machez, nu. La 20.000, stai, lasă-mă puțin, vorbesc cu ei, la 20.000 la următorul MacBank, așa de nimic, facem storytime cum ne-am cunoscut. Nu, cred că îi interesează pe nimeni, dar la 30.000 fac un copil. Cum ar fi să fac copil pentru like-uri, cum chiar vrei? Mama, la asta ar fi ultima. Cred că dacă mă forcesc și am ambiție că tot îmi doresc un copil, cred că la 30.000. Tu dai seama să se facă 30.000? Bă, ar fi cam așa. Tu dai seama? Să se facă... Nu! N-a fost corect! Nu a fost corect! A vorbit! Nu cred! Eu mă rog cu vorba și mâncă! Lași că mai de suc! Și unde-i bani? Unde-i bani? Scoate bani! Uite-mă și răzăr! Și mă știu că ați ține, mamă! Victorie! Am învins! Nu mai sunt, e de acolo! Bine! Nu a fost corect. Promeste fără următor. Da. Dacă n-ai bani, putem accepta și alte metode, alte monede de schimb. Cum ar fi? Masaje,
scărpinat. Bă, eu am zis 100 de euro să mă ambiționez și să mă ambiționez. Acum, dacă are să-mi dea bine, dacă nu, nu mă supăr, îi trec acolo în cont la datorii. Mă dă și mie și rețel, mamă, nu mai pot. Pentru că mai intra bursa și o să cheltuiesc, dar... Mamă, nu mai pot. Scuze, bă, băieți. Deci știu că de frumos ce fac. Lasă-mă, că știi că sunt plin, nu suport, lasă-mă. 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 Pentru 100 de euro nu. Pot să fac ce vreau acum. Păi nu, că tu te să-mi dai 100 de euro. Nu contează, nu contează. Pleacă de aici. Pleacă, lasă-mă. Știi că nu-mi place. Băi, eu sunt genul ăla de băiat. Nu suport să mă îmbrațe, să mă atinge, să mă pup, să mă... Nu suport, nu-mi place. Dislike-uri multe. Nu dați. Eu am văzut că sunteți drăguți și țineți mereu. Bă, deci mi-a amorțit capul. M-a forțat prea rău. Sunteți toți prietenii mei. Am reușit, băieții, să-l câștig și pe ăsta cu greu. E prea greu, frate. Ne vedem la șaorma. Și după... Tu n-ai reușit, nu. Uitați-vă și voi cât mare ea. Și-a bătut joc. Nu mai pot. Nu mai poate. Îmi pare rău pentru că știu că azi copiii nu au ce să mănânce, dar nu mai pot. Chiar nu mai pot. Bă, deci credeți-mă că e un chin. Poate șaorma o să pot să mănânc pe toată. Dacă nu șaorma, poate pizza. Poate, da. Dar mă susțineți voi în comentarii.